Salutare și bună dimineața de aici, de la Cafeluță, de la Casa Timiș. O locație extraordinară, o cazare extraordinară, am dormit extraordinar de bine, că clar este top 3 paturi în care am dormit vreodată. Tot ce am experimentat aici până acum a fost top, top, top. Astăzi o nouă zi aici, încă nu știu exact care va fi programul, dar vom afla în scurt timp când vom merge să luăm micul dejun. O să facem o scurtă plimbare. Vreau să urc un pic aici sus, în vie, să văd cum se vede acum de dimineață la răsăritul soarelui. În concert de broaște. Locația e de vis, absolut de vis. Totul extrem de bine îngrijit. Via extrem de bine îngrijită. Restaurantul impecabil. Din câte am înțeles, sunt mai multe restaurante. Camerele, nu am cuvinte. Acolo în față e orașul Ploiești. Toată locația e cumva într-un amfiteatru natural. Efectiv, un amfiteatru în care s-a pus vie. Excepțională locație. O să mergem să luăm micul dejun imediat. Hai să vedem cum arată micul dejun aici la Casa Timiș. Cam impecabil totul. Privat o să filmez și după aia o să-mi iau câte ceva. Mi-am fost până sus acolo, unde e gardul ăla, adică unde este pe teren. Da. După... N-am ce să zic. Probabil din nou trebuie să zic că e printre cele mai interesante micuri dejun pe care le-am văzut vreodată. Acum sunt curios ce-o fi prin oalele astea. Ochiuri, omletă, crembuști, încă ceva cârnăciori prăjiți, ciuperci cu legume, fasole, da, n-am ce să zic pentru toate gusturile. Chiar nu știu ce o să mănânc, dar cred că câte puțin din fiecare. O scurtă plimbare din nou prin vie. Eu sunt fascinat de cum e tot locul ăsta, efectiv un amfiteatru. Un amfiteatru natural. Foarte interesant și foarte bine aranjat totul. 160 de hectare are proprietatea. Astăzi, mai spre seară, se anunță mare petrecere mare aici. Va fi petrecerea principală a acestui eveniment. Aici, în locația asta absolut deosebită. Vom lua masa de data asta într-un alt restaurant.
cu altă arhitectură și alt design. Foarte interesantă locație. Cam așa arată meniul. Humus de vinete. L-am mai gustat și ieri, e absolut fabulos. Avem carpaccio. Avem maschino. Asta până mai cerat de sensibilitate. Ce e acolo? Pare la cuptor. Pare la cuptor. Cu gorgonzola, anunci, mere, salată, rucola și pare deshidratată. Mamă, ce tare! Să încercați acum cât este caldă. Deci pară la cuptor. Un tartar de ton cu muguri de pin, un dressing de oțet balsamic cu trufe, mamă, trufa din gara mare și salata. Gata, oricum m-am uitat până... De dorada și... Baby zucchini. Da, baby zucchini. Cu sos pesto, roșii sherry. Lasă-i, ok. Ah, ok, desertul extraordinar. Iar Ramona... Savarina lui Ramona arată top. E o savarina reinterpretată. Baba Limoncello? Baba Limoncello? Eu mi-am luat un tiramisu. Care arată senzațional. Dar după ce ceri ăștia 500 de euro, că atâta, frate, dacă îți dăm și mie. Extraordinar de bun mâncarea. Din nou, gusturi foarte bune la tot ce am mâncat. O să mergem să stăm un pic, după aia urmează marea petrecere. Pregătiți de petrecere. Marea petrecere a lui Sorin de 100.000 de abonați. Mergem să ne întâlnim cu toată lumea în câteva minute și vom fi live pe canalul lui Sorin toată seara. Mă simt mai ceva ca de la ca la televiziune. Stai să-mi trag burta. E din fața camerei. A venit și Alin. Ciao. Pregătiri mari aici, pregătiri mari aici. Vede că ești cu cablarea Silviului. Să ne auzim bine cu toții. Cred că nici dacă aș fi intrat în direct la vreo televiziune, n-aș fi avut emoții ca acum. Atâta tehnologie aici. Utilajul lui Marian Borcea. Aici văd vreo 40 de camere. Utilajul ultra performant al lui Silviu. Da, da. Playback, nu e nimic, nu se cântă playback. E ok, poți să ia și mai tare un pic. Nu mă lasă băieții de la un băieții de la un. De ce? Că nu merge volumul sau ce? A zis să reconciliați. Nu, serios. E ok, așa e ok. Da, da, e foarte. Dar după ce termină pentru îi dau telefonul ce vrea și îți cântă. Dragne, nu l-am țipit de la mea vida.
Mâncarea de seară, piure cu trufe, deja le cunosc. Aici nu știu ce e, cred că... Este un pește cu un sos dulce. Aici o fi rață, posibil să fie rață. Acolo e ceva pește, berbecuț, șparanghel și orez. O să gust și eu din fiecare. Oricum ce ți-a luat? Pește? Pește, niște macaroane, nu știu ce. Nu, legume, cred. Da, trebuie să gustăm. Trebuie să gustăm din fiecare. Let's go.
Hai că-ți aici. Să vin aici? Hai. Ai făcut tort? Nu tu? Eu sunt cu butonul. E Ramona? Tu ai făcut? Da, Ramona. Frumos! Mulți abonați, la 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 m
the orchestra. Sper să ne găsiți pe internet, să ne conectăm și să ne revedem în alte ocazii, poate ocazii. Vă mulțumim foarte mult, domnul Sorin Constantinescu, pentru invitație. Ne-a făcut o mare, mare plăcere să fim alături de voi. Și nu în ultimul rând, felicitări pentru cei 100.000 de abonați. Am înțeles că s-au făcut mai mulți între timp. Keep going! Vă așteptăm aici pe canal. Haideți, haideți că vreți să facem 1.000.000 să mergem la Monte Carlo. Așa că felicitări încă o dată și să aveți o seară frumoasă în continuare. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături.